Pe timp de pandemie, economia moldovenească se comportă ca un organism uman. Coronavirusul a intrat deja în mădularele întreprinderilor mici și mijlocii și agravează situația de la o zi la alta. Diferența este că, în cazul economiei, rata de mortalitate va fi cu mult mai mare. Companii de transport, agricultură, turismul și industria ușoară sunt doar câteva dintre domeniile de activitate sufocate de temutul virus. Acestea așteaptă o gură de oxigen de la stat, iar guvernul deocamdată întârzie să pună în aplicare o strategie de amortizare a efectelor COVID-19. Asociația Patronală a Industriei Ușoare susține într-un comunicat de presă că fabricile de textile primesc cu 2-3 mai puține comenzi decât înaintea pandemiei de COVID-19. Producția textilă s-a redus cu o treime, iar întreprinderile ar putea intra în faliment din cauza incapacității de plata salariilor, taxelor și chiriilor. Cred că nicio criză economică decât atunci când s-a distrus fosta Uniune Sovietică și au rămas pe butuci toate întreprinderile fără contractele anterioare, acum este a doua dată când pierderile vor fi imense. Întreprinderile care vor opri acum activitatea complet s-ar putea să nu se mai ridice. Pentru că practic toate țările din regiune au blocat hotarele pentru străini și industria turismului este printre primele afectate. Aveam programate diferite tururi în diferite țări și totodată și excursii în interiorul țării și bineînțeles toate s-au anulat. Plus la aceasta avem rezervate camere în diferite țări, odihna de vară care au fost rezervate prin sistem aceasta early booking. Unii de acum și-au recuperat banii, alții ducem tratative cu clienții noștri pe care îi sfătuim să nu intre în panică și mă rog, le spunem că poate de transferat odihnă pentru mai târziu. Iurie Fală, președinte la Asociației Moldova Fruct, afirmă că producătorii de mere păstrează în depozitele frigorifice 100.000 de tone de fructe, care nu pot fi livrate pe principala piață de desfacere, Federația Rusă. Pe lângă faptul că hotarele au fost închise și deprecierea rublei rusești cu 25% taie considerabil din profituri. Situația a determinat 4 asociații de business și peste 100 de IMM-uri să semneze o petiție prin care cer sprijin din partea autorităților. Cele mai mari îngrijorări sunt în ceea ce privește plata salariilor, plata impozitelor. Venim cu propuneri ca să fie reeșalonate plățile sau prelungit termenul de achitare a plăților la salarii, plata TVA, să fie prelungit termenul de prezentare a dărilor de seamă, să fie negociat cu băncile posibilitatea de a achita sau reeșalona plățile la credite și la dobânzi. Prognozele economiștilor sunt sumbre. Cel mai probabil că asistăm la un declanșator a crizei, și anume coronavirusul. Deja țările dezvoltate vând activele în țările din curs de dezvoltare, deci se întâmplă toate elementele crizei care au fost în 98-2008. Prima două scad exporturile, scad remitențele. În total avem o lipsă de $1 miliard într-un an de zile. Expertul mai spune că Banca Națională are deocamdată suficienți bani pentru a menține cursul valutar, însă în cazul în care consumul populației se va reduce, bugetul național s-ar putea confrunta cu un deficit exagerat. Grav este că oamenii de afaceri nu văd alternative decât în umărul statului. Autoritățile promit ajutor, mai ales că în toamnă avem și alegeri prezidențiale. La etapa actuală, președintele Igor Dodon nu are de spus multe. Surse în buget sunt pentru acoperirea tuturor cheltuielilor, salarii, pensii, medicamente, dacă necesar, o să mergem în continuare și cu investițiile capitale. În ceea ce ține de un suport separat din partea statului pentru agenții economici, noi o să examinăm și o să luăm în calcul și acest scenariu. La insistența unor deputați din opoziție, premierul Ion Chicu a prezentat în plenul Parlamentului și o listă de măsuri menite să prevină reducerea consumului și respectiv colapsul economiei. Reeșalonarea plăților pentru creditele ipotecare, examinăm amânarea termenului de plată a impozitului pe venitul persoanelor juridice pentru trimestrul 1 și posibil trimestrul 2 2020. Posibilitatea relaxării politicii de creditare, ceea ce înseamnă o posibilă diminuare a ratei de bază cu posibilitatea băncilor comerciale de a asigura credite mai ieftine. Chicu a mai spus că a discutat cu furnizorii de căldură, gaz, energie și prestatorii de servicii, astfel încât aceștia să nu insiste pe stingerea datoriilor agenților economici și a populației. Printre măsurile anunțate de premier se mai numără reducerea TVA pentru sectorul Horeca, dublarea compensațiilor pentru beneficiarii programului Prima Casă, dar și posibilitatea creditării băncilor comerciale de către Banca Națională. Premierul însă nu a vorbit nimic despre un eventual fond anticriză, fapt remarcat și de experți. Ceea
ce pe noi ne așteaptă este, după părerea mea, este mult mai serios decât noi. Putem să ne imaginăm, s-au început aceste consultări cu asociațiile de business, dar iarăși am impresia că lipsește o viziune complexă și bine gândită. Între timp, Comisia Europeană a decis redirecționarea 37 de miliarde de euro în cadrul politicii de coeziune pentru finanțarea unor investiții pentru combaterea efectelor economice ale crizei provocate de pandemia COVID-19. Din această sumă, României îi va reveni 2,2 miliarde de euro. Pe lângă aceasta, majoritatea guvernelor din UE pregătesc alocarea unor resurse suplimentare. Germania, de exemplu, a anunțat că va împrumuta businessul cu 550 de miliarde de euro. Berlinul crede că în acest fel, nicio companie nu ar trebui să-și sisteze activitatea, ceea ce ar însemna că nimeni nu-și va pierde locul de muncă. Totuși, experiența demonstrează că orice recesiune economică are și laturi pozitive. Acum, de exemplu, comercianții online, furnizorii de produse alimentare, dar și companiile de telefonie mobilă înregistrează o înviorare a vânzărilor. La fel, scăderea cotațiilor la petrol pe piața internațională a ieftinit și carburanții. În perioada 11-20 martie, atât benzina cât și motorina s-au ieftinit cu aproape 10%.